Bună seara, bună seara și bine v-am găsit pe voi, pe domnișoarele și pe doamnele care sunteți aici pe canal și urmăriți producțiile noastre. Sper că la această oră aveți pieptul plin de bucurie și de mărțișoare, mărțișoare primite de la cei care vă apreciază. Că numai noi bărbații știm cât de greu alegem un mărțișor potrivit care să spună ceva pentru persoana iubită, pentru persoana pe care o respectăm și o prețuim. Potcoava, simbolul virilității. Cristi Borcea o poartă în pormoneu de când s-a născut. Vorba aceea, dacă ai o potcoavă, îți mai trebuie trei și calul și te-ai realizat. Pentru că știm, nu-i așa, vă doriți de micuțe un prinț care să vină pe un cal alb, așa-i? Sau cu mai mulți cai sub capotă. Nu contează, să zicem că vine prințul pe cal alb. Unde ții calul? În balcon, dacă stați în Florești sau în zone asemănătoare. Mărțișorul cu ghiocel. Ghiocelul, această floare firavă, dar totuși simbol al speranței. Mai ales pentru cei care au exagerat cu o seară, două, trei, înainte de 1 martie și vin acasă cu un mărțișor și iau poziția ghiocelului. Nu mai fac mami. Mămăruță ruță sau buburuză sau în termen popular, boul domnului. Semănăm? Boul domnului, după vreo 5 ani de căsnicie, orice soț lăsați, nu faceți pe cocoșii, că așa e. Grijă mare cât o purtați în piept. Dacă vine cineva în apropiere și dorește să se uite la buburuză, nu lăsați. Cine știe, acum când îți la modă insectele, să nu facă cu ea hap, hap. Hei, coșar, 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 prin oraș, hoinar, hoinar, este vorba aia că dacă te întâlnești cu un hornar, să te prinzi de nasture. Acum, dacă ai fermoar, te prinzi de ce ai. Simbolistica. Ce spune simbolistica? Hornarul curăță coșurile. Așa cum se duce funinginea, așa se dispare și ghinionul. Au dispărut și hornare din viața noastră din moment ce ne-am pus centrale termice de apartament, chiar și la case. Tot aici observăm trifoiul cu patru foi. Simbolul fertilității și simbolul norocului. Că așa e, dacă ai trifoi cu patru foi, îi mai dai vreo 5-6 foi de ale albastre să meargă la shopping și atunci chiar că e cu noroc. Eva, când a fost izgonită din rai, a luat cu ea numai un trifoi. Că de știa că pleacă cu vreo săptămână înainte, alea trolăre cu frunze. Unde mi ficusul, unde mi bambusul, frunzele alea de ieșit seara prin rai. Adame, ce stai și freci menta? Doamne! Până la urmă, treaba e simplă. E vorba de un fir alb și de un fir roșu. Mă rog, dacă lucrezi la antitero, nu-i chiar așa de simplu. Dar la fel de greu este și pentru noi bărbații. Ce simbol să aninăm lângă aceste două frumoase fire? Nu ne pricepem noi de multe ori la cadou ideal, dar să știți că vă iubim din suflet când vă oferim fie și un simbol. Mamelor, surorilor, iubitelor, nepoatelor, prietenelor din viața noastră. Să știți că la început de primăvară noi toți bărbații ne gândim cu drag la voi și vă oferim din suflet ceea ce vă oferim și să vă bucurați de ceea ce ați primit din partea noastră. Doamnelor și domnișoarelor, o primăvară senzațională vă doresc. Iubiți-ne mult, că fără voi nu eram nici noi așa cum suntem.